Cum, băieți, am venit în Dubai cu Lala? Am vrut să închiriem o mașină să nu mergem pe aici cu 100 de Uber și chestii și am închiriat un Mustang decapotabil. Dacă vă interesează de prețuri, stați până la final că o să vă aflați toate prețurile. Am închiriat un Mustang, iar în primele 2 secunde nu mai mergea să-l capotez înapoi și mi-am spart creierii în două Mustangul ăla. Da, așa se întâmplă în Dubai. Și până la urmă ne-au dat acest Audi. La 150 de dirhami în plus. Da, asta e viața. Acest Audi A5 Cabrio din 2022, hibrid, care într-adevăr trage foarte tare. Mai premium înăuntru, ca un Mustang obișnuit, într-adevăr. Nu-mi place să-mi bag viața lui că e roșu și e așa foarte de... de fete. Fata, hai să mergem la Dubai să ne uităm să vedem ce frumos e. Grila asta este destul de interesantă. Singurul avantaj într-adevăr că este cabrio și că se simte plăcut în interior. Dar nu când e soarele foarte puternic. Avem stopurile noi de la Audi, care chiar merge destul de bine. Evacuarea mașinii face cadre, cu fiți atenți. Deci sunt la plană cu accelerația. Deci că e drujbă. Dacă vrei să câștigi un iPhone, o să dau câte un iPhone în fiecare săptămână jumate unuia dintre voi. Am aici un iPhone 14 Pro pe care poți să-l câștigi și trebuie să mă asculti cu atenție ce și cum. Deci fii atent la reguli. Mai pe scurt, este o singură regulă. Intri la mine în descriere la acest vlog și o să dai click pe acel link pe care scrie mare cadou, care te va duce pe site-ul celor de la Princess. E bine, regula este că doar de pe linkul meu funcționează și doar de pe linkul meu trebuie să vă faceți cont. A, și trebuie să aveți 18 ani, clar. O să-l anunț la o săptămână jumătate live pe contul meu de YouTube și pe Instagram. Așa că baftă la câștigat iPhone. Exact cum am ținut de cuvânt, am dat un iPhone săptămâna trecută și uitați reacția băiatului care a câștigat. Ai câștigat un iPhone 14 Pro. O bune? O bune! Băi, la mișto sau nu? Nu te-am la mișto, de ce? Cum te-am sunat atunci? Oh, l-am luat inima. Foarte bine! Interiorul negru, veniți încoace. Pe Audi A5, deci nu A2, A1, A3, 2022, decapotabil. Nu pui tu ceasurile digitale? Măcar navigația aia mai mare față de cea precedentă, cea de ca mașina lui Gami. Apare aici, Dubai, zona Z, pa, 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 pa. Asta chiar e mișto. Hai înăuntru să vedeți cum se conduce. Direcția se simte binișor, nu este mai soft ca la seria 7. Suspensia e foarte... Mă văd, mă? Da! Ia, merge secundele, da. E foarte, foarte, foarte rigidă. E nasol aici, în Dubai, parcările, e nasol cu totul. Este un oraș foarte... Ia uite-o! Uite cum e suspensia asta, mă, ca ți-ai ieși gura ta. E super, dar parcă, nu știu, e... Gen, dacă vrei să ieși să te vezi cu cineva, unde te duci? Da, nu prea aici, nu prea cum. Nu? E un oraș foarte robotizat, adică aici totul se face așa, nu știu, sunt oameni pentru orice, dacă vrei să parchezi la mall, sunt oameni care îți arată unde parchezi, unde te caci, unde, bă, nu mai pot! Bă, la 40.000 cât costă o mașină de asta, să mor eu. Nu mi se pare o mașină de 40.000, mi se pare o mașină foarte ieftină. Wow, hai că era să o... Salut, frate, mersi! Vedeți? 500 surgeratorii și nu e poliția. Sunt băiețași, puși, să facă ție orice. Asta mi se pare nasol. Ia uitați, castelul de nisip. Eu am o concluzie, dacă ai bani și n-ai ce face cu ei, mută-te în Dubai pentru că ai oameni care să facă orice pentru tine. Nu știu, aici ai trăit cel mai bine. Mă l-aș vrea să mă dau la femei în Dubai? Du-te! Da, mă dau și la bărbați. Vezi că după mine s-a uitat o grămadă. Mamă, oare câte cămine valorez? Scrieți pe cum de câte cămile valorează la. Eu aici undeva la 12. Doar 12? Mă, tu trebuia să zici infinit. Infinite cămile. Sexy girl summer. Lasă-mi scapă pălăria. Băieți, îl știți pe MoVlogs, da? Uite, îl pune aici poza cu el. Ia, intră pe Insta, Lala. I-am dat mesaj de pe contul Lala, că sigur nu-mi spune mie. Și acum vorbim cu el pe WhatsApp și a zis așa: Hello, Mo here. Hi, you have a call number?
Și mi-am scris eu de pe telefonul ăla, no, but my boyfriend have, because my English very bad. Și acum așteptăm să vedem dacă ne sună MoVlog. Să facem mare vlog cu MoVlog, deci hai să vedem. Deci băieți, MoVlog aparent n-a sunat, voia doar și el să dea acolo, la. Dar la mine de ce nu vrea, nu sunt frumoșă? Boyfriend, so. Pe intră ăla, de mesaj și spune, I come myself, din singură, ai. Dacă nu răspunde, asta faci și-l postăm. Sau te duci tu, singură. Adică tu m-ai lăsat să mă duc, n-am avea nicio problemă. Doar să filmezi. Scrieți voi în comentarii că nu e nesimțit. Adică chiar mă gândesc dacă-i pasă sau nu de mine. Gata, pleacă că m-am supărat. Băieți, și cam așa se aude audio ăsta. Trage destul de bine. 40 de kilometri la oră. 70, așa instant. Bun băieți, am venit să testăm cea mai de lux plajă plus piscină din Dubai. Se numește Drift, de la One and Only Royal Mirage, adică și numele sună într-un fel. Suntem la Palm Jumeirah, care este cea mai de lux locație, stațiune, cum vreți voi să spuneți, din Dubai. Și o să vedeți cum arată cea mai de lux plajă de aici. În poze arăta superb. Numai Rolls Royce-uri, așa e intrarea, foarte frumoasă. Bun băieți, și cam așa vine cineva aici și te ia cu mașinuța asta, bugiul ăsta, ca să se ducă direct acolo. Bun, și așa arată intrarea, arată ce trebuie. Și cam așa este localul, foarte frumos. Spui că ești în Bali, uită pe Lala și-a rupt aici cu sundo. Au trimis-o înapoi să se schimbe la plajă pentru că stătea cu cuțâțele așa pe afară și a zis că e urât. Cam așa arată, am dat acea sticlă Evian. Probabil dacă n-aveam sân, nu era nicio problemă. Asta e view, acolo ia vedeți clădirile. Da, foarte frumos. Acum să vedem și cum e mâncarea, ne-am luat două porții de fish and chips. Și cam așa arată mâncarea, băieți. Avem de aici fish and chips-ul. Am gustat deja cartoful ăsta, e șmecher rău cu sosul ăsta iute. Las-o cum rămâne așa aici, ia. Au, dați-o pe ce sexy e, spui că ea e. Cum ți-e părerea la aici? Este finalită, deci n-o să vedeți un rău mai șmecher ca ei. Sunt 3 și sunt geniale. Am arătat 4, sunt 3 și sunt geniale, efectiv. Nu m-am mai dat. Cum a fost? A fost tare rău tot. Te-a pus din același timp, te dădea foarte rapid. Chiar ziceai că ești rău. Avea bulbuci, era tare rău, era ce trebuie. Da. De care este ok, man? No, este ok. Este ok? Băieți, acum am venit la Camila să facem o plimbare cu Camila. Și cred că o să fie tare.